Bun, deci am vorbit de basket, am vorbit de darts, aproape că nu putem sări peste Counter-Strike, așa cum v-am obișnuit în aproape fiecare ediție atunci când nu avem o ofertă abundentă de fotbal. Avem așadar un nou eveniment important în Counter-Strike, calificările din turneul ESL One Rio. O să vedem cotele la meciul dintre Dignitas și Fnatic. O partidă foarte dezechilibrată din punct de vedere al cotelor. Pentru victoria lui Dignitas cotă 4.95, pentru succesul lui Fnatic cotă 1.15, alte cote peste 25.5 runde în harta 1 cotă 1.75, scor corect 0-2 cotă 1.68 și 2 cu handicap victorie la cel puțin 5 runde a celor de la Fnatic, harta 1 cotă 1.90. Pontul redacției pariu1x2.ro este sub 2,5 hărți la o cotă de 1,50. Ambele echipe sunt din Suedia. Dignitas poziția 44 în ierarhia mondială, în timp ce Fnatic se află pe locul al treilea, diferență destul de mare și din punct de vedere al clasamentului mondial, iar Fnatic a triumfat în ESL Pro League. Acum este o altă competiție, ESL One Rio, sunt calificările. Așadar, o partidă foarte dezechilibrată, dar am văzut care este pontul redacției noastre. Sub 2,5 hărți, cotă 1,50, probabil se așteaptă colegii noștri la un meci dezechilibrat, așa cum arată și aceste cote. Alex? Am să merg pe mâna lui Lucian și a colegilor în privința acestor pariuri pe sporturile virtuale, dar am văzut acest șablon, ca să zic așa, atunci când sunt meciuri foarte dezechilibrate din punct de vedere valoric, pariurile pe sub la numărul de hărți sunt de obicei de preferat și iată că și aici cota ne indică faptul că e mai degrabă să vedem o victorie clară a favoriților decât un meci strâns. Sunt alte mesaje venite pe pagina noastră de Facebook. Un pont pe zine scrie Gabriel: coronavirus este un virus penibil care a oprit fotbalul european, dar și cel românesc, nu doar fotbalul, ci întreaga lume, aproape, mă rog, e de discutat aici, poate nu sunt toate emisiunile de când a început această pandemie și toată această criză, nu ar fi suficiente să dezbatem pe de-a întregul acest subiect. Mai este și un mesaj de la Ovidiu, ne întreabă la Astralis, ne spune de fapt la Astralis Team Vitality, ne dă un pont, 2-0 scorul final. Mulțumim, Ovidiu, sperăm să fie așa cum ne spui tu. Întreabă aici Mihai ce înseamnă legurile la darts. Alex, dacă tu știi... E ca un fel de game la tenis. Practic, mai multe, în funcție de meci, mai multe leguri poate să compună un set. Iar meciurile de dart se decid în număr de, așa ca la tenis, 2 din 3 sau 3 din 5 seturi. Se poate merge și mai sus însă, comparativ cu tenisul. Deci legurile sunt echivalentul game-urilor în tenis. Acela probabil că este un sport cu care suntem mai familiarizați și e ușor să dăm